când înțelegi unde ai sărit, da? Ai sărit pe un pământ nou vibrațional unde programelele vechi nu mai funcționează, da? Au ruginit de vrăjitor, de vrăjitoare, cât de mult nu ți-ar plăcea și ei zice, măi, așa frumos, cumva era, da? Și din moștrămoși, din străbunii tăi, cumva îți transmit și te învață și te... și nu mai merge. Nu mai merge, nu se mai întâmplă, pentru că ai sărit în alte, alea se dizolvă și ești ghidată în alte vibrații, în lumină, în... Nu uita, puterile sunt amândouă, din programele vechi, te susțin amândouă puteri. Nu poți să zici, aia mă susține, dar aia nu, aia nu știu de unde vine, da? Tot ce ți se oferă și ți apare și înțelegi tu și chiar dacă te sperii într-un fel, da, înțelegi că e ceva din ce ai fost făcută tu în viețile anterioare, din ce ai fost tu, da? Ce ai putut să, da, apărând pe pământ, ai putut să, de ce, să te bucuri, așa, așa, așa. Și nimerind, reîncarnându-te acum, trăind conștient, zi cum vrei, ok. Științific, științificul fantastic, așa, înțelegi unde ești. Hai, super. Înțelegi altfel cum merge totul. Cumva ești vrăjitoarea științifică. Alte metode are, alte mijloace, alte, da? La început, dacă era cu lucrăm, ne jucăm cu ce avem, da, energetic. Ei, acum altfel înțelegi lucrurile și atunci e simplu. Omul se transformă, pământul tău se transformă, omenirea se transformă, care ești tu, da? Pornești de la tine, tu te transformi, da? Și tu transformându-te, îți aduni zi, frânturile tale divine din toate realmurile, din toate, eu așa m-am trezit acolo și astea îmi vin, înseamnă că acolo e. Așa cu gândul m-am trezit, da? M-am trezit și așa și așa, deci mergeau două în paralel, până aia se dizolvă, da? Și acum rămâne vrăjitoare științifică, ok, așa îmi sună mie. Și atunci vezi altfel, simți pe văzute, pe făcute, da? Te transformi și nu uita, tu te transformi, se transformă și toată lumea, da? În jurul tău. Și se transformă, a intrat pe un tărâm, pe un făgaș, unde e tot timpul în transformare, da? Tot timpul te transformi, tot timpul, clipă de clipă, da? Și tot ce era simplu și pe înțelesul omenirii a omului, nu mai e așa, da? Tu dacă te transformi, cum crezi tu că înregistrezi la fel? Adică, da? Că ce e acum și se întâmplă în telefon cu ce înregistrezi, să zicem, sau aparatul de filmat, sau cu ce, da? Cine cum. Se transformă și ăsta, tot timpul, clipă de clipă, da? Și te minunezi de fiecare dată. Băi, am înregistrat într-un fel și, mă scuzați de cuvântul, băi. Că fii mai simplu și să vină oamenii spre tine, da? De ce să vină oamenii spre tine, da? Ok. E mai simplu, da? Ești tu doar pe pământ, da? Frumos. Simplitatea nu e în... Da, cum spui, simplitatea e... Da, ok. Da. S-a adus pe... Așa. Bun. Asta vreau. Și se transformă clipă de clipă. Tot, da? Și fii pregătit, pregătită. Să zicem, eu le iau așa, băbește, n-am ce să fac. Științificul băbește. Okay. Să zicem, deci fiecare vibrațional sare în vibrațiile lui, n-ai ce să faci. De acolo era neînțelegerea, da? Și în paralel omul credea că, Doamne, mi-a făcut nu știu ce vrei, nu mai înțeleg, mi se duce mintea, mi se duce nu știu ce, nu. Nu, alea se dizolvă. Chiar dacă se întâmplă, alea nu mai e, cumva însruginite, am mai zis, programele. Și omul se zbate aproasta. Și atunci tu, înțelegând unde ești, transformi din tine lucrurile și înțelesul și așa, și din tine, domino, ajunge și la căpșorul cine a fi, da? Oricui.
Bine, ești doar tu, nu uita, da? Și se transformă lucrurile și omenirea se trezește într-o zi în alte vibrații, în alte înțelesuri, în alte, da? Să zicem, zile, programele noi sau eu, da, nu știu cum să le zic. Eu nu mai văd nimic acolo, adică din programele vechi, în ceva unde ți se eliberează tot și nu mai... Dar trebuie, cred că, să treci prin cum înțelegi lucrurile și asta, să nu deviem de la subiect. Transformarea, că acolo ziceam, băbește, e foarte frumos. Da, fiecare sare în unda lui, pe unda lui, pe, da, vibrațional, luminos, energetic, da, 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 da. Și la un moment dat asta ziceam, asta e super, super tare, acolo sunt acum, ok. Stai la masă, familia stă la masă și la un moment dat unul zice, am mai înregistrat asta, cu vreo 3 ani în urmă am înregistrat, sau 2 jumate, așa, cine știe câți ani de fapt, ok. Stau la masă și zice unul, dă-mi te rog sarea și celălalt îi dă piperul. Și zice că, sarea? Păi mi-ai zis să-ți dau piperul. Nu, 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 eu am zis sarea. Băi, așa ceva și începe nebunie, da? Băi, omul mi-a zis, tu ai auzit? Zice, nu, n-am auzit. Cum n-ai auzit? O zis, da? Și începe zăzabâza. Și cu cât suntem mai mulți la masă, rude, de-aia, da? Cât se lămuresc lucrurile, numai câte unul, câte doi, cel mult. Dacă nu se înțeleg, e cumva mai ușor, da? Acolo e o zăzăbâză totală. De-aia, gard, despărțiți pe un timp, nu pe mult, cine știe pe cât, până se lămurește treaba. N-ai ce să faci, n-ai ce să... Acolo sari, acolo sari. Eu dacă am răspunsurile astea, eu acolo sar, da? Acolo sar. Și dominou se așa și toată lumea înțelege unde e. Și invers, eu primesc dominou, cine știe din ce constelație. Ai înțeles? Ok. Și asta vroiam, băbește. Hai odată, că tu ai plecat din... Da. Și fiecare cu așa și când, culmea e, când suni, da? Suni pe cineva și zici, domnule, am înțeles, te sun la două, da? Și te duci în oraș și depinzi de cineva să vină să te ia. Și tu suni la două, cum te-ai înțeles. Și omul nu răspunde. Și nu răspunde și nici nu apare și nici nu vine în ziua aia. Adică să fii pregătit de transformări în toate direcții, nu numai, deci în tine cum se transformă, proiecția se transformă, da? Tu nu mai ești acolo. Tu vorbești, tu scrii, da? Scrii și omul nu-ți mai răspunde zile întregi. El vorbește cu tine în alt timp, da? Tu te-ai transformat, el încă se transformă sau invers. Bine, se tot transformă toată lumea și tu te transformi, da? Așa ca idee, da? Și în, să zicem, WhatsApp sau eu știu pe ce, suni, pe ăsta, message, da? Și nu dai de om sau invers. Tot îți apar la un moment dat, băi, n-a fost, legătura n-a fost bine și, da, n-a fost semnal și uite, acum apare și apare. Nu, nu că n-a fost semnal și acum apare, dar ai sărit în, de acolo de unde ai stagnat, da? Și vezi lucrurile și cine știe cât ai stagnat, câțiva ani, tu înțelegi unde suntem. Și fiecare trebuie deschis, tu să fii deschisă și atunci toată lumea se deschide la transformări. De orice natură, că mi-e bine, că mi-e rău, că mi-e of, că mi-e da, că mi-e ba, că mi-e da. Și nu, da, eu ți-am zis, da, noi ne-am înțeles, degeaba, degeaba. Și omul stă și ascultă și zice, cu cine te-ai înțeles tu? Măi, ăsta a luat o razna, înțelegi unde suntem? Acolo suntem și e super. Și omul e supărat și tu-l vezi supărat și nu înțelegi ce se întâmplă, da? Suntem diferite, undele diferite le prindem, da? Trăim undeva diferit, la diferite, da? Înțeles ce am zis, no, ok.